Neața! Băi, acum ceva vreme a venit un prieten la mine și mi-a zis așa: vreau un scaun de gaming și nu știu ce să-mi iau. Ia 250 de euro și am tu unul. Așa că am căutat pe mai multe website-uri, am vrut să iau ceva de pe dincolo, cu ocazia asta, evident, să fac și un video pentru acest scaun. Și era foarte simplu, dacă luam de pe aici, de pe la noi, de pe undeva rapid. Am zis eu în sine mea, băi, va fi mai interesant dacă iau ceva de pe dincolo și vedem ce ajunge practic. Așa că asta facem astăzi. Trebuia să vină și o tastatură, dar aparent aia n-a ajuns, a ajuns doar scaunul, deci vorbim doar despre scaun astăzi. Se numește Autoful, l-am luat de pe Busy Future până la urmă și părea foarte frumos și arăta foarte bine poze, așa că haideți să-l montăm și pe urmă să vedem despre ce este vorba și cât de confortabil este, dacă își merită banii și dacă am făcut o alegere potrivită, să zic așa, dacă nu mi-au bătaie de la amicul ăla al meu. Chestia care m-a făcut curios este faptul că l-am tot văzut featured prin campionate de astea de e-sports, pentru PUBG, pentru Dota 2, pe la LPL și așa, na, lista continuă și na, m-a făcut curios, am vrut să-l văd și eu. Voi știți că eu sunt foarte, foarte pasionat, să zic, nu foarte pasionat, foarte grijuliu când vine vorba despre scaune. În momentul în care stai mult la birou, este foarte important cum stai. Pentru că în momentul de față nu o să te gândești și nu realizezi, la fel cum nici eu nu realizez, că sănătatea ta este în pericol maxim în momentul în care stai multe ore la birou și la calculator sau pe scaun și ai un scaun de tot rahatul. Deci, sincer, mai bine cumpărăți un scaun bun și un calculator puțin mai slăbuț decât un calculator blană și stai pe un scaun de ala de lemn, pentru că dacă faci gaming, dacă lucrezi, dacă după câteva ore o să-ți rupă spatele și chiar dacă nu o simți acum, credeți-mă, o să o simțiți mai încolo. Nici eu nu o simt acum, dar am citit și am văzut și am auzit destule cazuri cu probleme la spate și așa mai departe din cauza lucrului la birou pe scaune proaste. N-ați văzut prin filme și prin corporații, prin companii mari când mergi în săli de birouri și pe la cubicălurile alea lor și așa mai departe, peste tot cam sunt scaune bune, cu suport lombar și așa mai departe, deci na, despre asta este vorba. Și unii dintre voi ați zis că mă, că n-aș da 500 de euro pe un scaun niciodată în viața mea. Nu e neapărat nevoie să dai 500, găsești și la 200 și la 300, dar nu o să poți compara niciodată confortul de pe unul de 500 cu unul de 200. Credeți-mă, am testat și știu ce vorbesc. Am în spate aici două foarte, foarte, foarte bune. Am vorbit despre ele pe canal și credeți-mă, nu mă doare spatele deloc și stau în fața calculatorului aproape toată ziua. Roșu cu negru, frumos, pentru că așa vrea el. Deci a vrut ceva roșu cu negru. Logo-ul de la Autoful aici, pelinuța pentru cap și pelinuța pentru suportul lombar. Așa, și mai avem aici spătarul. Facem un pic de curățenie, că am umplut tot aici. Customer service card și manualul de instalare. N-avem nevoie de el, că oricum e în chineză. Mănuși, pentru că de ce nu? Coverul pentru telescop, roțile, tetiera, una din ele, asta e a doua, telescopul în sine, capacele pentru șuruburi din stânga și din dreapta și o punguliță cu șuruburi. Asta este tot ce vine în cutie. Așa, și hai să îl montăm rapid și la subiect. Demontat e foarte simplu, avem imbusul de care avem nevoie, doar desfacem șuruburile și prindem suportul pentru telescop. Nu știu de ce încerc să fac chestia asta cu mănușile pe mână, numai mă chinui că mi-alunecă șuruburile. Mi-a luat 10 minute să înșurubez două șuruburi. Nu ne chinuim cu ăla. Da, vine, ai posibilitatea să îți montezi scaunul direct din cutie cu ce vine el, dar nu o să mă chinui eu cu ăla. Să stau jumătate de oră să montez un scaun. Hai că am montat o grămadă de calculatoare pe Cinflix TV aici. E timpul să montăm și niște scaune, deși am mai montat vreo câteva, dar din ce în ce tot mai multe. Trebuie să facem și ceva modding la scaun. Am montat tetierele, acum punem telescopul, trebuie băgat coverul ăsta, dacă pot să-i zic așa, pentru că arată urât fără el. Roțile sunt cele mai ușoare componente de montat la un scaun, trebuie doar să le împingi înăuntru și aia este. Două șuruburi în stânga, două în dreapta, trebuie desfăcute. Ia
eu de fiecare dată când montez un scaun, prind primul șurub de sus și în stânga și în dreapta, pe urmă mă ghidez după cum e nevoie, pentru că altfel e cam greu, dacă ești singur, mă refer. Dacă mai ai pe cineva să te ajute, atunci nu e așa greu, pentru că îți ține el de spătar. Dar dacă ești singur, e un pic mai grea treaba. Și acum, practic, mai rămâne doar să acoperim găurile și șuruburile, să fie cât mai frumos. Perinuța, frumos pentru cap. Așa, și suportul lumbar care va veni pus aici. Suportul lumbar mi se pare un picuț cam prea strident, prea puternic. Deci nu, îl simți prea tare parcă în spate. Dar în rest, în afară de ăla, deci, dacă îl dai jos și stai frumos pe scaun, este super, super confortabil. Acum, problema pentru mine e că e un biculeț cam micuț. Eu fiind mai gras, eu am nevoie de unul un biculeț mai mare, dar sunt diferite mărimi, evident, și poți să-ți iei și mai mare și mai mic, și mai XL și mai XXL și mai XS. Bineînțeles, se ridică mai sus, se lasă mai jos, ca și oricare dintre alte scaune. Ai aici maneta din care îl blochezi sau îl deblochezi să se ducă în spate sau să nu se mai ducă în spate. Tetierele se ridică și se lasă în jos. La spate mi-ar fi perfect, doar aici jos parcă aș avea nevoie să fie un piculeț mai lat pentru mine. Design negru cu roșu, cu highlighturile roșii frumos, un accent de roșu pe roți. Mai un țic arată foarte, foarte frumos. Pentru cei care au un setup roșu și negru sau camera cu roșu și cu negru sau efectiv preferă culorile roșu și negru, combinația asta oricum dă foarte bine, e perfect. Foarte moale, pielea din care este fabricat este foarte fină, foarte plăcută la atingere. Prietenul ăsta al meu pentru care l-a luat scaunul încă nu știe, dar cu siguranță va fi surprins și îi va place, va fi o surpriză plăcută pentru el. Tastatura pe care am luat-o împreună cu scaunul n-a ajuns, am văzut-o și mi-a plăcut, am zis hai să vedem ce va fi și cu asta, să-i facem un review, dar aparent încă n-a ajuns. Nu știu ce s-a întâmplat cu shipping-ul, cu transportul, nicio problemă, va ajunge ea în final și o să-i facem un review și ălea. Deci sunt foarte mulțumit de scaun. O chestie foarte, foarte, foarte importantă la scaunele de gaming, adică nu doar la scaunele de gaming, la toate scaunele în general, este posibilitatea de a putea să-l lași jos. După cum vedeți, ăsta se lasă foarte jos, este, nu știu, un, să zicem, un 30 de centimetri, 35 de la pământ. Am avut la un moment dat un scaun alb, probabil ați văzut review-ul pe care l-am făcut și pentru ăla. Era atât de înalt încât îmi flendurau picioarele. Deci efectiv nu ajungeam, dacă stăteam confortabil pe scaun, nu ajungeam. Ia stai un pic. Deci dacă îl ridic pe ăsta la maxim în sus, după cum vedeți, încă mi-ajung picioarele jos. Deci încă pot sta confortabil la birou. Însă ăla era atât de sus, lăsat în jos la maxim, încât efectiv nu ajungeam cu picioarele jos decât dacă stăteam pe vârfuri. Nu mi-intra sub birou și na, mai vine cu alte probleme. Este foarte important la un scaun să se lase jos. Așa că am nimerit foarte bine, este un scaun foarte bun. Bine, nici prețul nu este mic. Dacă stai să te gândești puțin, undeva pe la 210-215 euro, 220, s-ar putea să mai scadă sau să mai crească prețul de când termin eu review-ul și până când îl vedeți voi. Așa că linkul e în descriere, primul link este website-ul de unde l-am luat, să vedeți, n-am mai multe informații dacă sunteți interesați. Deci după cum spuneam, nu e un preț mic, nici nu e un preț mare, e clar, e un preț mediu, aș putea spune, iar calitatea scaunului pe care o primești în schimbul acestui preț, după părerea mea, spun că este peste medie. Aș putea să recomand scaunul liniștit, fără nicio problemă. După cum spuneam, clipul este mai scurt pentru că inițial am vrut să bag și tastatura, dar n-a ajuns. Nu-i problemă, când vine tastatura o să facem și pentru aia un review. Și na, cam asta este toată treaba. Nu sunt foarte multe chestii pe care le pot spune despre un scaun, decât că, na, calitatea este așa, materialul este așa, confortul pe care l-ai în momentul în care stai pe scaun. Așa că am discutat despre toate chestiile, cam asta e treaba. După cum ziceam, cei interesați găsesc linkul în descriere cu BZ Future, website-ul de unde l-am cumpărat. Și până data viitoare, eu vă doresc o zi superbă. Nu uitați să lăsați un like, să vă abonați dacă nu v-ați abonat. Toate linkurile cu social media le găsiți în descrierea clipului dacă vreți să mă urmăriți și pe alea. Vă doresc încă o dată o zi superbă și ne vedem data viitoare. Pa, pa!